Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi face predicții cu cărțile de oracol pentru cei născuți în zodia Vărsător sau care au ascendent în zodia Vărsător pentru săptămâna 19-25 august. Așadar, vă invit să vă gândiți la săptămâna următoare, la ce vă doriți de la ea și să vedem ce vă transmite oracolul, ce mesaj are pentru voi, cum vor fi relațiile interpersonale, cum vesta cu banii, cu afacerile, cu cariera, profesia și care va fi mesajul oracolului pentru a vă proteja, pentru a putea evita problemele sau a depăși obstacolele mai ușor, da? Haideți să vedem pentru cei născuți în zodia Vărsător cum va fi săptămâna 19-25 august. Voi aveți multiple posibilități, oportunități, da? Aveți ceva de terminat, ceva care încă nu s-a terminat, n-a spus punct undeva, deci mai aveți ocazia să o mai luați de la capăt, să continuați poate, să mai refaceți lucrurile, să le refaceți, să vă îndepliniți un vis, să-l duceți până la capăt poate, da? Veți avea această șansă în această săptămână. Și să vedem care este cartea săptămânii. Trebuie să urmați regulile, da? Tradițiile, poate, da? Să urmați pașii care vă sunt arătați, da? Să urmați instrucțiunile, ca să zic așa, sau regulile de la servicii, nu știu, dintr-o relație, da? Deci trebuie să vă adaptați sau familiei, în culturii în care sunteți, în țara în care sunteți, să respectați regulile acelea, da? Trebuie să observați care sunt regulile comune și să vă adaptați la ele. Sau poate trebuie să vă înscrieți într-un organism, într-un partid, nu știu, da? Să respectați cultura altora sau familia, tradițiile din familie, da? Legile universului, da? Deci trebuie să respectați pe ceilalți, da? Într-un fel sau altul, deci. Practic, această carte vorbește despre acest lucru, că universul este opera, este alcătuită dintr-o întreagă structură de legi și principii divine care lucrează pentru a face universul să funcționeze, da? Funcționează ca un mod precis, exact, da? Și există legi pe care dacă le încălcați, apoi trebuie să suportați și consecințele. Există legea abundenței, există legea rugăciunii, există legea karmei, există karma, există legea atracției, a gândului, a compensației, a naturii, da? Și toate sunt legi care au niște reguli pe care voi trebuie să le urmați. Aceste principii, practic, creează o ordine perfectă în univers, da? Și lucrurile funcționează cu precizie. Deci trebuie să fie în societate, fie în viața de familie, la lucru, la servicii, în relația interpersonală, voi trebuie să respectați niște reguli, da? Deci nu trebuie să ieșiți din această... Trebuie să deschideți ochii care sunt aceste legi care trebuie să le respectați, da? Pentru că voi, ca să obțineți ceea ce aveți nevoie, ceea ce vă doriți în viață, deci trebuie să respectați niște principii și niște reguli universale. Și ca și în relațiile interpersonale, dacă veți trăi în acord cu celălalt, cu persoana cu care iubită, sau, mă rog, în societatea în care trăiți voi, și cu respect și cu înțelegere, e posibil să aveți o relație foarte bună. Trebuie să țineți cont și de cultura și de experiența lor, da? Deci încercați, dacă nu corespunde felului vostru de a fi, atunci nu intrați într-o astfel de relație, da? Deci încercați să vedeți dacă puteți să vă înțelegeți cu acea cultură, cu acea relație, în acea relație pe care o aveți. Deci vedeți cu cine aveți, că poate unii dintre voi aveți relații cu persoane din altă cultură, din altă religie, și atunci trebuie să țineți cont de regulile lor, da? Și de aceștia. Trebuie să deschideți trebuie să acționați conform regulilor și să nu încercați să-i constrângeți pe alții să se conformeze la regulile voastre, da?
Și trebuie să respectați niște reguli comune. Deci voi trebuie să vă puneți în acord cu cealaltă persoană asupra unor regule elementare pe care trebuie să le respectați reciproc, da? Și că numai în acest fel vă puteți înțelege. Deci nu încercați să construiești altă persoană să funcționeze după voi sau voi să, știți, dar nici să lăsați pe cealaltă persoană care să vă facă să funcționați după regulile sale, da? Cam asta este. Din punct de vedere profesional, la fel, trebuie să vă așteptați în această săptămână să primiți rezultatele muncii voastre. Poate unii dintre voi veți primi niște bani, da? Deci vă vine salariul, poate, da? Sau ați făcut niște investiții și acum vă vine un profit. Dar dacă, în schimb, pe cineva ați nedreptățit, atunci veți fi tras la răspundere, da? Deci există niște reguli, dacă ați încălcat regulile, da, atunci veți fi pedepsiți într-un fel sau altul. Proiectele voastre creative și angajamentele voastre vă vor aduce succes dacă sunt aliniate la nevoia societății, ca să spun așa. Dar nu trebuie să încercați să profitați, să zic, de alții, da? Deci să nu încercați să profitați, abțineți-vă să profitați. Da? Deci încercați să lăsați pe alții să vină către voi, ca să zic așa. Deci nu încercați voi să forțați lucrurile, să vă impuneți voi în fața altora regulile voastre, să zic așa, sau mă rog, să vă impuneți, aveți un produs pe care vreți cu orice preț să-l vindeți, da? Deci nu încercați să forțați pe nimeni să vi-l cumpere, cu alte cuvinte, da? Ca și metodă de protecție, vă spune că trebuie să gândiți la lucruri concrete și să vă schimbați mentalitatea, poate, da? Și să respectați regulile și să încercați să vă schimbați, poate, modul de a gândi acolo în care vă limitează progresul, da? Deci, poate că ar trebui să gândiți puțin mai modern, să fiți mai deschiși la minte, mai modern, să vă adaptați vremurilor, ca să zic așa, da? Și să aveți mai multă încredere în faptul că lumina, să zic așa, este peste întuneric, da? Deci binele întotdeauna învinge răul și lumina întotdeauna scoate, luminează locul, da? Veți avea niște, poate chiar și niște iluminări în această săptămână, da? Deci niște miracole care se pot întâmpla în viața voastră. Această săptămână care urmează, săptămâna 19-25 august, este o săptămână a iluminării pentru foarte multe persoane, indiferent de zodie. Da, este la nivel de societate, se întâmplă practic niște schimbări, niște transformări, niște miracole, da? Cam asta este și pentru cei care sunt născuți în zodia Vărsător. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele și că vă ajută să vă îmbunătățiți săptămâna care urmează. Și vă doresc în continuare un weekend plăcut și o săptămână nouă excelentă din toate punctele de vedere. La revedere!